Bună seara și bine venit la altă Moabeti cu Madrom Cafe Joy. Azi mi hârsesc cu multul că luam oaspit domnul Dumitru Toșa. Domnul Dumitru Toșa are adrat multul lucru tu bana lui, multul tu emburlechi. Și vă bag mai multe întrebări treia estul lucru. Are lucrată tu inginerie, am ari lucrată cum biții și facultatea știu în Burlăchii. Avem nădia că vă poate să ne ducă mai mult utră, ațel chiro mult umșat, care fu tu ani în auzăț, mult umintit am aș mult umșat, te ațeții vrea să adară în Burlăchii și te ațeții vrea să adară lucrurile cum sfați, că când era ca una lumii tot întreagă ți lipsea, stiți musare de la ceva de la zero, cum îți dăți. Cama de-apoi a hurhis să lucrează la Zarea S.A., care este una companie multu cunoscută tu Românie, să lucrează tu domenia de biuturi, dar yin și numai și yin. Și v-am zburat când i-am ștră Zarea S.A., tăția că este tot una istorie mult omșată, ți se leagă de chirolul de anii daunii cu toti nomurile de tâmburlăchii ți s-a lăxea și ți s-a dra iara. Și la Zarea S.A., domnul Toșa este M. vicepreședintul, M. acționar, M. lucrează mult pe partea operațională, adar mult comandăsarii directă, zicem, de alihia, și pe asta are multă ștari pe partea de management, și de comandăsare, și de comandăsare de parei mări. Îmi pare că avem una mică problemă tehnică, așa că până să poată să intră domnul Toșa și să îndreagă tehnologia care niheam nu năva aestă seară, vă mai zic, niheam ștră lucrurile lui, ținu mutreaști Zarea S.A., el are adrată și alte companii a lui, fondate de mulți ani și una de ele, Nica, lucrează, Nica este activă și adară lucru pe partea de consultanță. Și altul lucru multu de simasit noi este că domnul Toșa are adrată și multu copus, tu lumea armânească. Și de este lucru va lua întreb, sigura. Dați-a că vreau să știu cum este zingdit lumea de Emburlăchii și să ajungă tu lumea de lucru armânescu. Domnul Toșa, n-avziți? Tora vav, și vă ved. Multu ghine, mihârsescu. Nu are ceva că problema tehnică mi-a lăsat pe mine să prezintu zdâgma mult în zboară. Tot lucrul mult complex ți l-ai adrată și mi-aveam dănăsită că numai și activitatea de Zarea este de simasie, cât și activitatea de lumea armânească de la Fâlcare, ești prezidentul la Fâlcarea București și ai adrată, îmi dau proiecte mult umșate acolo, știi tu de este, va te întreb azi. Gine viniși! Gine va fly! Gine va fly și mi hârsescu că v-am induit să mi călisiți și pe mine. Ca să zic și eu, vârnă zbor bun, haraua. Sigura, și noi ne hărțim multul că să luași ahât chiros să zburăști cu noi, tața că știm că zua ta hurheaște agonia tahina și zbitiseaște mult o mână țara. Și iaște, mi-a risaște multul să zburăsc cu tinerii, că îmi dam multă energie și atunci când stau cu tinerii, ca nu ară, nu ved cum treci chirolul. Este pentru că și ei să nu-ți plictisească cu mine. Ca să plictisească, înclidesc-mi. Nu va să urască la cană și care să aibă și mutuitoarea noștri întrebări, poți să-l bagă pe frânza de Facebook, eu îți dezvărtaști live-ul, tu comentar și care să avem oară, vă să luăm întrebări și de la mutuitori. Tora, noi de Aradă ahurhima și cu una întrebare niheam generală. Îmi dau zboară tră taifa ta, de iu ești, de-acuri ești. Prota și prota ies cu armân, tu sută, părinții, mama și tata și paplu și maia și de la mama și de la papu sunt armâni. Papii și de la mama și de la tata sunt fapță, tu gârții la Megalo Livadia, livăzli cum știm noi, vineri tu cu stanța și de-apoi cu pamporea de sărună, vineri cu stanța
tu în 1926 vine mama și în 1928 vine tata, vineră cu stanța, de cu stanța cu caruțile, îi duseră în cadrelater, în cadrelater dau hori, mama era de Uzun German și afendi tata de Ialâce Talgea. Și tu patru zăți, ca toți armâie, după ți s-a drăi nichea ția de la Craiova, când pistipsea, lipsa ta să alătusească, să adră schimbul de populație, armâie, care era tu cadrilater și cum erau părinții mei, cu papii și maia, vineră tu și dzură tu Dobrogea, tu hoară sarghiol de deal. Și e mama, e tata. Eu ies cu amintat acolo. Asta îmi pare una istorie mult umșată și Basahurhescu de acolo, tația că tine și-ți amintați Sarighiol de Deal, ama viniși să înveți la sculii București, când erai mult unic, și zic niciam cum fu vzea de acasă. A văd zic că este mare perimit cu cum ajungi și mine București. Zidi tatiniu, duchi, că ei nu erau avuți în hoare și poate pitarmânii erau dit mesi imanghios. Imanghios. Mama era dit un soi m-a avut, m-a tată, nu era nicia m-a orfân. Și duchi, mă lucrezu au de noaptea în noaptea și nu n-ajunzem. Lucrul îi gine s-a dar și fizic, cu mâinile, cu pâltările, ama școala lipsește. Și fiorii zice, nu poți să-i las oa, că nu au cană ghinitori ei. Zbură el cu ți era oamenii acolo mai învițați, mai ales că el a rămas orfân la pas prighinghiți de ani. Ei murit tati, afenda lui, papul meu, pe care eu nu-l cunoscui, nu eram amintat când muri, și cu dau surări maniți de el ca te școală, de 13 și 14 ani. Și el zice, mult greu, zice, nu pot să-mi mut, eu m-am numit mut, eu s-a dar tot ce pot s-a dar ca să mută fciorii. Și atunci el mi-a îndoit să va să-i duc la școală. Eu am un frate mai mare ca mine cu 2 ani jumătate și prota, mama, ca toate mamele, zice, mă vrea și hai să-l duțem acamaș pe marli. Deci, alantul de mine, deci, e mult unic, ți s-a dar el la școală singur. Și după mama avea un soi București, tot armâni, tot de la Livăț, ei aveau venit Mihai Viteazu și se duseră, erau veniți București de Britanie și aia și ceva. Și zburără cu teta ța mea, care eu îi zic că ea este deftera mamă, Băneaz are n-au 2 de ani tora, București Băneaz, și îmi zise, păi, ca să aducem la București e mult greu, că nu te lasă, era comunismo chiroi, zicea, nu, du-te, mă vrei școală, are că să bazi de Amvârliga de Sarighiol, te duci Babadac, te duci Tulcea, te duci Constanța, cum zic București? Și ea mi-a înduit, zice, las că au îndrept eu cum să adarta sfustine de Sarighiol de Deal, ama să nu gini mași cu un fcior, vă zic cu doi. Cu doi. Și zburând, zice, alățățăm la autorități că hiți greți, fțeți dovada cu Diu amintat, iuhiți amintat, hiți greți și vreți să vă învițați limba de dadă, limba grățească. Și nu are cum să nu vă lasă și nu are iuva școală grățească decât București. Și așa ajungi și eu București. Am mai zis, vezi că zburăți cu nu te umfcior, nu te marli, te doi. E care a cătătă tu chirolă țelul. Mama splâng, eu eram clasa a patra. Oh, dipnic. Da, dipnic și acolo, a cățea mama splângă, cum se fugă fciorul, mă plângeam și eu, numai și plângeam și eu că mi-i dispărțam, că aveam la hoară, cum era, un cățel, un ied, ca la hoară. Yeah. Și așa ajung și eu București, eu și zui 3 ani de zile și zui la cămin, ziceam, maștu vacanță acasă, și căminul, la liceul lui Mihai Viteazu, acolo vin, de clasa a patra, parte de liceul Mihai Viteazu era liceul grec. Și acolo și zuidit clasa a patra până tu a opta ninte de cutremur, acolo fui. Am 3 ani de zile și zui la cămin, am sâmbătă și duminica, nu avea pedagog și nu avea nici cantina. Și după niziam la teta asta mea, care vă zici, o am ca deftera mamă, care
Luna tahina să sculam mărata, să mi traversează, că și de-aia iubea militari, să mi traversează, să-mi iau autobuzul, mi-a linat autobuz, să-i pun la școală. Așa că și 3 ani de zile mi-a chinuit, ca să duc, așa și plângeam de dorul de mamă, de coară, de dada cu care crescui, dada, îi zic la mama al tatei. E sigur, aș numai așa, hântoama, tine nu știai grățeaști. E, prota, când zise că ne scrie la școala grățească, ți-a drăduse, nu putem să ne-am acolo și să nu știm un zbor grățesc. Și mi-a băgat un mes jumătate de este meditație intensiv la limba și literatura neogreacă. Deci așa, ta, să nu ies cu dip unghios. Nu-i fulișor, după protul trimestru, eram printre prostii la școală, șaua. Deci, zic de la coară și fuiaua. Ama pe mine mi caracterizat din nic și tora, zic, nică, este mult ambiții. Nu merisește defterul. Zic, prost. Și este un lucru, mindescu, că zvizuși cam adapoaia, ți-a lipsit și unul facultate, ținuia stilișoară și pe ața au trecut și multul ghinii. Cum fu chiroloațel și cum fu să alexești țăcalea? Că pântu sonii Alexiși niheam, zicem, Dumenia. Alexia și este. Tu chirolul ațel, n-ai mai mulți armâni, îți duțea la ase, să dar economie. Eu zicea, nu voi să stau eu cu, le duțeam de aici cu chirolul ațel, când nu aveau halate, își băgau niște mâniți, de-au până la, nu știți, mași mânisli. Au să nu se mărghească oamenii cei care își dau la birou, tu vreau că birourile erau vecli și smârgea stranile. Și ți-a, nu am dat eu de țel cu mâniți acolo. Eu, negru, am dat inginer, pentru că am dat inginer, tu, domeniul automobilelor, tu, dumneau are aftochini, deci asescu ca inginer și de-apoi când îți bitisesc cu lucrul, vă anex să repar mașini, știi, dumneau, că lipseaște-ți mea jungă, nu pot să armân, să stau mai cu un salariu, cât asibă, mare, nic, cu... nu puteam. Și mi-nduiam, ta să mai poți, cum îți zice tora, să am și al doilea job. Așa era tu mădua mea. De tot na năieta era să ai un lucru, care să ai oară să mai dar nicativa. Ești așa, a curchii și atunci, pe chiroul acelui, vreau să dar, când eram studentul, să dar ceva privatizare și era la mod să dar sifonerie. Adică se ia apă, se-i bază bioxid de carbon și îți vinză sifoane. Nu era business greu, aceea era niciam ca mandatari. Eu este... Neche este un iudea de repaplu, zice, nu poți lucrezi mași la crat. Vă să lucrezi, să lucrezi titini. Mi-avea zis în ochii că când eram mic, mama, dar poate zice, mă, ghinii este, mă, tu, chirolo comuniștilor, nu nizea. Și aveam tu minduiare, nu am zis la mulță, tot au zis că mulță va hiști, tu soie care mi știu, au avut de prota oară, când a trăit, după ce bitisii liceul grec, bitisii, și facultatea, eram studentă de ultimii ani, mulți soți de-a mei, sturnare de liceu, sturnare tu gârție. Și mi-a zis, mă, vrei să fuzi că tu iva, ghina, te climăm noi tu gârție, și de-a oava să fuzi tu, iuvrentini, că eu zicea, ca cum înghisam eu, ghislu, tu să ajungem în America, că acolo să ne împlinim, acolo să adrăm avere, ca oa tu comunismul nu nizea. Ama nu fusib ceva de lucrul la estu, când născui Nicuchira, când născui și după ți s-a dar armașaua. Ama, cum zici, defterul job, cât fui studentul, și după aș prosti ani de facultate, de stagiatură, vă zic că eu obiții protul facultatea, fui șef de promoție, deci învițai de facultate, și de facultate dădeam meditații. Eu mi-aveam mutare și părinții în voluntari, și după, ca studentul, dădeam meditația acolo voluntar și mulți mi știu de acolo care ajunseră la dram proiectele de bacalaureat, îi meditam la matematică, de bacalaureat, de facultate, deci lucrai cu deftul job aua. Și când îți spui cu chirea, că toți zburăm de fumeaie, care ca fi ghitria profesoare de matematică. Și după, deci mai este fiată, știi, mai multă matematică. Deci zice, hai că atunci ați asta drăm când născum și după ne luăm, când ne luăm tu 80 în aua, ții spre inghiț de noiembrie, cu un mes înainte scade Ceaușescu. Înainte scade comunismul lui. Atunci drăm nunta și tora, înainte să drăm nunta, n-aveam aleaptă și noi un restaurant,
să drăm nunta, nu dea de în afară, dea de, de mândă Elena Ceaușescu, zice, nu-ți mai dar în nunță, nici cu un stămână, sau dau o stămână, aveau scoase perdeazii de la restaurante, și după aceea zice, nu-ți mai dar în nunță. Și stocru i-a iertat, l-a avut el un soț, și a drăm în nuntă, la un restaurant, un parc cu teitor, a imșiat, în care era și un geam frântul. La nuntă și drum a plăcut și cu paltoanele pe noi, că nu mai puteam să drăm nuntă. Așa era chiroloațel. Așa era. Și după aia, câțu comunismolul și cum futitine? Țiti mintiși stadari. Câțu comunismolul, mine îmbițeam stagiatura tu în auzăț și aveam, m-a fui protul la facultate, avui repartiții dublă zdețea și trebuia să-mi tornu și postul era la facultate, dar mâine eram asistent universitar la facultatea de transporturi, secția automobilă. Acolo lipsea eu să-mi tornu ca și prot-asistentul. Ți zic, vine revoluția, neși la facultate, mutrii, vizui, cât o amintau dascăle de acolo, vedeam cât o amintă și Nicuchira, că Nicuchira mai dascăliță de matematică, vai văd zici. Deci nu am născut tem. Cât eram însurat, nu aveam țiva. Nu aveam ni casă, nu aveam ni masă, nu aveam țiva. Deci vas mai iadrăm țiva. Deci bunii meditațiile, mai amintam noi câte ceva cu meditațiile, nu se scot părazeaua, lucrai multul și părați psâni. Și mă duc, mai era, hai ții să adrăm, ții să adrăm. Și acurchii, ții puteai să acurchiești atunci, ții era n-ai malișor, să dar iembor, comerț. S-a încupit de un loc și îți vinzi tot altul. Ama n-aveam nici părați. Lucrurile astea. Și atunci, zici oale Nicuchiri, ți adrăm că nu avem ceva. Și deam tu unul dă la socrul în casă. Deci ți adrăm. Și zice, ia, las ca să zburăsc eu cu tatiniu. Zice, are el $100. Zice, poate să ne-o da cu un prumut. Și îmi dea de suta aceea de dolari și pația a curchii. Nu aveam ni mașină, să dar comerț. După, tatiniu avea un daci, îi scoși căpitâniile, pernele de înapoi, căpitâniile de la mașină și pe bagajul. Deci, aia este asibă mașina. Îmi dea de el, zice, ia, dar sunt lucruri numai. Și așa, acurhii comerț angro, am nintis la Curchescu, cum îți zice așa, a drai un research, să-mi dai nici am, să-ți vedu ține azi. Că mi-am vârtit iusa, dar vedeam că mulți era la modă de să facă chioșcuri. Mutream și deam serli cu câți părați fudețe locul. Mutrii și la angro, era angro să adra la expoziția vestitoare, la Romexpo. Și când o vizeam, ați vizeau cu tase de părați și ați vizeau cu un portofel la duchean. Deci, nu-i lucrul bun. Snegu aua cât unul duchean și îți vindu cu mata. Snegu cât comerța în gros, vindu și eu cu baxurile. Nu aveam părați, nu aveam nici cuții. S-a dar. Am avut curchii, ghinii, mutream, citeam ziar la Tuchirou la țel. România Liberă, la diverse, ți-ți vindi, știam că am ți-am va lumea. De fapt, lumea am cumpărat orice. Erau părați, dar nu era prămâtie atunci. Și luam prămâtia, nizeam tot duchiane, este că nu avui nici părați, dar ați văzut de duchiane, eu sunt disfație. Era târgul de angro la Rome Expo, mai nu aveam părați plătesc cu chipii acolo. Și sunt clidea iarna, sunt clidea că s-a dra iarna, toamna, sunt clidea că s-a dra târgul ăsta, Tipco. Uh-huh. București de ani de zile. Și un om, tora este Chihelul de la Dorali, zdus, el era inginer la SMA la Ștefănești, SMA Ștefănești. Zdus la afumați, tora lui este Dorali, era un om care avea un atelier de vulcanizare și avea garnituri de cauciuc. Și avea pada mare, avea plateia mare. Zice, nu n-a lași să drăm, hai să ducem să drăm un ongro. A să aducem chioșcuri de hier de tabla, le băgăm aua și să aducem comercianții care sunt la târgul, la expoziții, zin aua, îți vindă că acolo sunt clidi. Și așa a curhii ața. Ama eu nu aveam părat să-i plătesc cu nici chiria lui știi. Și cum îi zburâi, a omului îi duși mutrea mea, a chihăielui, al șunoțelui de la Dorali, la Lantu, care era cu locul. Deci eu nu am, mutrea mea, deci eu nu am părat, ies cu inginer, voi să lucrez, ca să încap să nintis, să plătesc cu nichii, nu poți plătesc.
lasă-mă pe mine și plătesc după ce îți bitisească meșul. E ca și nu poți până îți bitisească după jumătate din meșul să plătesc cu jumătate. Îți vezi că nu ești pe așa. Și mi-a chicăsit omul și mi-a lăsat să plătesc cu nichea după. Cu zborul acel mi-a lăsat, cu 100 de dolari, cu amax al tata, a curhis a dar eu comerț în gru. Ne-am drai firmă, ne-am cumpărat. Nu aveam, eu ne-am drai firmă, că nu puteam să spultesc cu dichigor avocata să mi-a dară. Și o așa curhi eu comerțul în gru. Și zici că de la 100 de dolari, tu prot lumez, vindui de 3.000 de dolari. Oho! Nu ți gine spistip sește. Și tot ora zic, cum? Unul are ca curhii cu fără spultesc cu niche, fără spultesc cu ceva, deftira, înclideam duchiana, vindeam, înclideam duchiana, aveam după prămătie, gineam, descărcam, vindeam și arăncădeam. Aveam 3-4 căiuri pe zuă. Oh. Dar poa mai fratele meu care este inginer constructor, el este, el mai mare de mine cu 2 ani jumătate, el avea soț niște arabi. Și zici, ăștia că țară zină cu sadară și ei, comerț. Bitisire facultate erau turnați țările lor din Orientul apropiat și mijlociu și după o turnare. Deci mă, nu zburăște cu un, că tot aduc. Să mă lasă și pe mine. Și în ideea de unde se uite, ți dau, vindeam ciocolăți, dulciuri. Ați dau, tu te arăbești, turțești, ți era. Deci, ia, aia este și-a năduit dixeara pe razi. Și atunci mai avui și eu curaj, aveam și mai multă marfă, vindeam zua, ți vindeam zua, ne ziam dixarea, le dădeam pe razi. Și ei îmi dădeau altă marfă și tu tot și acurhi emborul ăsta meu cu comerț. Ora, pare ca tu permifi și că este un chiro mult diafor. Pare ca tu permifi să hurhești un emborlă că ținea de ahât ghinit, are profit ahât mari, o hurhești cu 100 de dolari luați de la socru, cu una aftuchină mizia aflată și cu ea a dat transportul și a dus părmătia și o vinză și știi pe un, știi pe altul, te-a lăsat să nu-i plătești nichea tora, este parca de permifi, pare că tora nu mata să mă poate, așa ceva. Nu se mai poate să curhești așa, ea mă poate, nu tot nu se poate. Tot pap mi-a zis în ea din partea lui mami, îmi zicea, ne poate, tu ți-a să dat tine zbor lui zbor, el se mărea că zim din coară și ajuns în București, să adrăm școală, știi cum i-a spus, îmi zicea, ne smută fumeaia. Zice, prota, zborul lui zbor, se ce serios, tu ți-a dat, și defterul, matine și școală, aici prosup, nu agârșea. Și este liță nu-i. Să țin zborul și îți zici că ești om cu prosup. Și aici este tot ce știi oamenii de tora, ești mai tineri, țin în minte zboarele este că și-o limbițai de la un om auși că-s bune. Sigura, nu mai poate toate cană să acurchească, să dare în bor cu 100 de dolari, ama și Bill Gates a curchit un garaj. Deci toate acurchiatele-s greale. Le dau tora, zic minte, că ies cu trecut niciam toani, le dau mintea oamenilor să ravdă. Că tora ved tinera generație, tu-s vagonia, ajunse BTC facultate, aș vrea să fie manager, mâine pe mâine director general și așa. Deci, mă, tu va, nu poți, cum zice pe mâncânește, sarzi etape. Nu poți. Treațele, arada, că atunci când a dar tine construcția, timelia, o dar sănătoasă, sigur va să fie. Nu are cum. Ți alti urnimii ai ti vră tinire în burtora, ti cum ia sti lumea tora, cum sibă el? Sigur, este sunt urnimii multe bune, ți deja le găsești să ai zbor, să te țin de zborul tău, să ai prosup, să ai răbdare, să dar lucrurile ghinii. Ți alti va poți să dar, dar să ai succes. Dar să ai succes, lipsește, să bați va tu mă du, să dar un plan. Tora era să dar în paranteză. Când mă asociai cu nemții, Negma Largu, adrai un plan pe 5 ani. Eu învițai să dar când lucram cu comunismul și ăștia râdeau de mine. După 4 ani, acțară, zină, nu, lipsea și să adrăm un plan. Și tora lui Duc, tora tinerilor. Și adară un plan. Ți vor să adară, eu sunt și eu vor să ajungă. Și țână ața un plan, termen scurt, mediu, lung, dar sibă. Dar scurt când îți zic sibă, 2 ani, nu... Mm-hmm. Mediu 5 ani, lung, pistizați ani. Mediu 5 ani.
Deci s-a dat un plan, zic că ți voi s-a dat eu, ți voi de la bană. A, mai este, voi și mensor, voi s-a dat, mi-a dat taifu, voi s-a dat acea. Și le-a dat și le bagă tot pe plan. Aua cu, zici, cu taifu, aua, nu s-a stichisește ca fioară, că aua intră inima, nu este mai și capul. Dar eu zic, în general să aibă plan, dar așa este să le bagă tu plan. Acolo că poți mai alătrusești, aua că nu mai minduiește cu mintea, ci cu inima, e altă turlie. Plan și sână de el. Și sână. Nu azi a luat Drai un, mâine a luat Lăxescu. Nu. Și sână. Zveadă, ți-l arisește să adară, sprobează, îți ducă, zveadă, îți ducă și na stânga și na dreapta și îți ghivusească multul, cât ora sunt tu, ai acces la multă literatură. Multă literatură care te învață ți să adară. Mm-hmm. E, deci, poți să aduni multă ștare. Sigur, sigur. Am amintesc că va să știi și cum să adaptezi Niheam, să alexești Niheam calea. Niheam, va planul să știi, va anda, vrei să dar ceva, am a zvedi că nu iasi, tația că va alanță nu vor să încupără, ți vrei tine zvinză, i că nu iasi economia și te ajută. Va să știi Niheam și cum să alexești Niheam calea, nu? Sigură, sigură, că doar multe, prota va să dar planul și să curtească. S-ar putea să încheie, adică, chiar, să nu zic, a, nu ies cu bun. Nu, să acasă și defterul, ștritul, că nu tot. Eu, așa era chirolul și s-a stichisi de prota să dar ceva. Ama, cum zicei, și-o aș ții calea de la imbor, tricui, dar mă largă. Este, zic, ați vrea, de poate să da faliment. Ama, n-ai mai mare ca să știi, ți-l arisește, ți-va, vea de ți-va duneaua, și atunci îți ducă și câtă este. Când te minduiești la chirolul de atunci când ahurhești tine și la cum se lucrează tora, ți se pare naima diafor, naima disimasia alexeris de țem? Cum era atunci, cum este tora? Ei, diafora aia este mare. Atunci lucram când eram tu, ca tu junglă. Tora era și atunci în omuri, ama naima mulți din aței cu care lucrai, ca zici, competitor, nu respecta canonul om. Ionia, eu fui om cu frică de Dumnezeu și zici, Dumnezeu lăsă soare de toată lumea și ne-a dat eu lucrurile cum știu eu că lipsește după cum e omul și să neg acasă să-i dormu arhate pe căpitâni să nu-i îngrească cană că ți-a drai. Puteai să adară atunci mulți să adară amintară mulți, mulți părați, am adăpoi și chirurg, cum este zborul acel, easy come, easy go. Amintași și lișor, chiar și mai lișor. Atunci așa era chirolul. Tora e mult, mult mai greu, nomurile sunt clare, siguri, și va, nu poți să te abați de la el. Ca să te abați azi, mâine e ce tot hapsi. E lișor, atunci a scăpau, 80-90% a scăpau. Glari erau atunci cei care respectau nomul. Eu de țel fui. Îmi pare rău. Am sigura că nu, tația că pântusonii fu una cali ma greau și ma lungă, ama fu bună, tățea că tot lucrurile ți le-a dragi fura drati ghidi, testa putuș și sneți ninti, Minduescu. Așa este, așa este. Și cum este cu ștarea, nu? Că Minduescu, că atunci, cum era trițara asta de la comunismul, la altă turlii de societate, de lumii, vaș nu avea atât multă ștare. Tora candarii ahât multă ștare, că nu poți să înveți cât multă iasti. Așa este. Păi vă zic cu ce mă învițești pe mine un arab, deci un soț de facultate a fratinii. Îmi zice, mutreatora, vin la mine, îți dau prămătii, prămătia face, îți dau, da, atunci un dolar era 300 de lei. 300 de lei vechi. Deci îți dau marfă de 300 de lei, de un iei de lei. Înseamnă 300 și ceva de dolari. Tine ca să vinzi, cât amintași? Marfa, prămâtia, făcea, dau ca paradigmă, un nii de lei, marfa, și tine ca să o vindu și adrași un nii de 100. Zici, ați zis că amintași, dau 100 de lei. Să nu zici că nu arășiți. Păi cum să nu zic? Ați zis, azi cât? Un nii de lei, azi fac 300 zații dolari, tine când o stai mâine un nii de 100 de lei, împarte la dolari și vezi câți dolari faci. Și stadari isapea mașpi dolari. Fui protlu de tarmâni, de România, cei care îi aveam acolo de Ambărliga, care și-a dra isapea șiți. Adică, este tora că zici, v-ați tipuzești și de inflație, cam așa de valoritare. Yeah.
Și sigur că toațel chiro, asta este un nimi mult bun, toațel chiro, tața că leulu multu salexea, anda drai U bine cu sută dolarul. cincizeci, da, 150, 100 era inflația pe an. Yeah. Atunci lucrai și alte ori vinea, sunt cliți, nu vinzi, ca să vinzi azi prământia și când doanezi mâinii să ocupi, așa era mai scumpă decât induștine. Și lipsa, eu fui ca fără, mi-a risit matematică, am institutul socoteală. Deci ca să fii, nici am matematică, socoteală, lucrului lișor. Tora îți diversifică, dar și îți câștii financiar. Baza e tot, adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri. E, să știi să dari sapea, sigura. Sigura, sigura. Cam adapoia, cum sfeați că ditu chirolața de Dani nauzăți cu părmătii, cu vindare, cu ancupărare, tricuște un domenii, iar aniheam diaforă. La tuți asti bari, că că spiritoase. Da, până atunci a avut și alte... Până la Beari, păi adrai, mai fun un chiro interesant. Că de la Adrai Emboriu, Adrai Comerț, am amătut oameni de ingineri, zis, nu e bun comerțul, va, adică nu, e bun comerțul, aduți părat agonia, am anuat junzi. Noi se aștept să dar producții. Deci un văsălie, nu, și eu îmi dam la mini. Nu, azi neagi, nizeam și cu procente mari, deci nu, producția este naima bună. Și tot 2007, Adrai de adun cu un soț de facultate, părazii care aveam amintat, sau parte de părazii care aveam amintat, dar zic minte, tu n-auzi să ținți, iartă-mi, din părazii care aveam amintat, frate, eu lucra nici la crat, la stat, el inginer constructor, zic, ținu-ți Adar firma ta, că vedeai că acasă privați. Păi, nu știu, nu am părat, mi-e frică, nu știu. Deci, nu mă trea după părat, dar îți firmă. Și de-apoi, el lucra mult cu, adra căiuri, drumuri. Și lucra cu utilaje. Mă, deci, uite, eu am cupuri de părat, care i-a vrea de comerț, am cupuri, îmi dau utilaje. Mai eram de auto și de auto mecanic, știam. Asta am cupuri, eu îmi dau, ați-l închisesc cu ațăia ta, să curiește și tine lucrul și nu împultește nicia. Când o să ai părat, ai putești. Eu ți-am dat factura. Siba, acolo, că frate mea să adrăm în secli a Horia, cu soia și este. Caltă turlii, dar nu, caltă turlii acasă e zboar. Deci eu te ajut cu a este, nu ți caftă părazii, când o să mință tine, ani dai. Am să-i îngrăpsim. Eu drai firma lui. Deci de-apoi este tu n-au șase, eu drai. Și o drai el cu sosul de la lucru. Și toranica firma lucrează în construcții. Și de-a poate în 97, adrai cu un soț de facultate, adrăm în fabrică de cuneți de PET, polietilen tereftalat. Deci mi era atunci a curche de tu îți bagă într-un lemnul, nu îți mai bagă tu cuneți de cunetă, îți bagă tu este de plastic, de, așa și nu prea s-a aflat. Și atunci, tot și vizui eu că unul din Brașov avea luat una mașină, din Franța o avea luată și zici, a, că voi și mine, zburui cu el, luai să drăm, își dea din vreo 70 de mii de dolari pe chiarul acela. Părați mulți, băi, neși la bancă, de luai un împrumut. Eu luai și sosul, nu știam să drăm, te business, luai te nevoi personale, iar alături, luăm părați, luăm mașina. Și zicem, eu o băgăm, deci așa o băgăm lângă fabrica din tulemnul Solaris de București, care e acolo în vârliga de gara Obor, că mi-nduiam, deci ca zină, lua ei de acolo, de Brașov mai lua cunez. Și de Brașov până la cât hârjuiesc cu ei pe transportul, că ți-a dar, transport aer, cunezi au volum mare, nu are greutate, am volum. Zicem, noi ca să o băgăm tu poartă, sigur va simți mai ieftin, mai de la transport, decât băgăm idea marge ca țelul și va simți mai ieftin și lipsea ce s-a încupărat la noi, de la noi. Și cum aflăm un spațiu cu Nichi, chiar gardul tu gardul cu fabrica din tulemnul Solaris, ne luăm mașina până învițăm oameni, adrăm în echipă acolo dar să lucrează și lucrăm 2 mesi și vindum la în tulemnul la Solaris și dea de faliment firma Solaris de stat. Solaris. Și a rămas acolo că ne adrăm fabrica, un model de cunetă, un clientul. Ți-adrăm
Și atunci a zis, măi, e în borul comerțul nizia. Am a cât să înschirem pe partea este. Deci sunt ții să adrăm, hai să adrăm, să adrăm un research, care mai bagă tucuneți, ne-am scăftăm clienți, să adrăm un parei de oameni. Hai să angajăm oameni, că nu, noi nu putem să le adrăm tute. Și a curchin să adrăm, să angajăm oameni, să adrăm pareia, să avem un îmânduiare, ții să adrăm cum să adrăm și să-i băgăm oameni să lucrează. Știi, noi, că noi nu mai puteam să adrăm. Și așa și crescu fabrica, tora, dar vă dau sute de modele de cuneți, am 60 de lucrători și nici o am. Nica iasti. Nica iasti, tu idlu loc, tu idlu loc, îl mutai în hiam, că eram cu Nichi, loc loțel, tu n-au 7 și tu n-au s-n-au, vinire, a cât să-ți privatizează, și era un om de care sunt tu chiriași și vor să le încupăr, poți să le încupăr spații. Am acel loc lui, eram eu, era de un hectar jumitate și eu aveam 500 de quadrați nichisați. Și după aceea zis, cum să adrăm? Ți-ai zis, păi nu vindă eu, noi vindem tot. Și cum să adrăm? Păi nu, ca să scoată avasul, cratlu, a pap seara, sau era, au scoată statul la vindeare, la licitație. Și vizum, scoase la licitații, cum suneam și noi la licitații, erau părați mulți, erau vără 500 de mii de evrazi, de dolari, că nu erau nici evrazi, îți burui cu sostul, cum să adrăm toată? Ca să participăm la licitații. Ne adrăm unei sapi, că noi aveam 500 de metri pătrați acolo, dar eram un hectar jumitate, erau și mai mulți chiriași. Și aflăm noi acolo cam cât pâltea un și altul, cât minduim, cât pâltim noi, și cât o să plătească șalante și vizum cam câți părați poazină de nichia care eu am. Și după zici, bun, uite, tora știm, am nu avem părați. Și a voi un alt, un armân, că zic, ați zic după cu Borgea care eu am armân. A voi un armân acolo care știa, lucra la bancă și mi-a petrecut la un om, era mult greu să-i credit atunci, și mi-a petrecut la o bancă privată, cât să avea de sfaptă Țiriac Bank, îi zic cu numai, și zic, ți-a luat în viață să-a dat un business plan, ca să te lua proache. Că eu nești mea, zic, mea țeara este, bre, nu s-a dat rașiți. Dacă zic să-i zic cum să-l adară, că nu știam, n-adrăm business plan, este, ca să luăm împrumutul, zic, când o să amintați licitația, eu, deftera zău, vă dau părazii ta să achitați acolo. Și ne asem la licitații, ne bătum cu alții la licitații, am noi știam Isacli, știam că putem să plătim acolo, după Isacli zisea, tu 2 ani să plătim împrumutul ăsta de 500 de mii de dolari. Și ațelul îmi zise, nu l-a dat pe 2 ani, pe 5 ani ați l-a dat. Păi cât ție să puteți cu dobândă? Ascultă-mi că ați l-a dat pe 5 ani. Minărâi, ama l-o ascultai. Deci după zici, țigine că l-a dat pe 5 ani, că puteam să plătesc cu 2 ani, am apărat zi folosit, mi dezvoltul. Și altceva. Și luăm locul oțel și după zisem, după ce pâltim, după 2 ani aveam părazi, nu-i pâltit tu la bancă, și după sosul a meu avea, când și el a tot embor, era embor, sos de facultate, de armată, deci sos bun, și tot așa sosul a meu aducea din Germanie, că atunci noi cât am să aduceam produse alimentare, mâncare și beare. Și el aducea din Germanie un, îi zic șampanie, dar nu-i corect, șampanie Faber. Și după zburând cu el, zice, ți rostoare, doar avem, aua spațiul este mare, dăm în afară 2 chiriași, ești sau niște utilaje mai vechi, un mașină, un rezervor, ei nu are tu România, ți să aducem de acolo, puneți are și să nu-l adrăm aua. Și când disim, să adrăm în fabrică nic, tu dau unie, tu dau unii a curhim, tu n-au, tot zburăm cu ei, tu dau unii a curhim, adrăm în firmă Dadun, am Dadun cu ei, cu nemții, și zice, măi, nu, noi nu avem părat să băgăm pe capital. Și zice, nu are ceva, și aua iară na Dumnezeu e mare, zice, nu are ceva că nu aveți părat, am avădăm chiria pe 4 ani ninti. Și părazii de chiria îi băgăm pe capitalul social și ați lucrat și aveți și voi participați. Ei lua rețindă-ți 1% și în dedrea n-au 4 de țânau 100. Imșat. Da. Și așa adrăm cu soslu, pe lângă fabrica de cuneți,
lângă ea adrăm fabrica de șampanie. Tu dau în ei una ubitisim. Și acum chimta să adrăm șampanie. Și tot... E mult umșat, tața că e umșat cum se leagă, cum se leagă tutii, că a hurhit tot cu una idee, a este bun, hai să adrăm fabrică ticuneți de plastic, tața că este un tulem nuninga, ideea fu bună pentru Sony, voi adrat tutii i săcli ghinii, amacană nu știa că va să închidă fabrica de un tulem nu. Așa că altă lecție bună te-a învițarea o aiastică, lipsește vezi ca fioară să ai mai mulți să ai mai mulți clienți. Tu era business, tu te înveți, cărțile de business te înveți, mai am ceva atunci. Atunci nu știați. Și cu aia s-a dus de apoi cu altă idee, s-a dat șampanie în spumantul cu idății. Și altul lucru, ți poate să-i bă uneori nimie, de țin de să știi, vizui că când un vas te da minte, lipsește-ți la asculță. Sigură, ca fioară. Când un știi cum s-a dat business plan, știi, și l-o ascultă. Da, și l-o ascultă că nu știi, nu minduiești, ești mai tiner, ești mai gunisit. Ascultă un om mai trecut. Eu nu zic nu minduiește. Nu zic, lasă-mă, ți știe-ți-o. Așa zici mine. Ți știe-ți-o dacă mine am părazi să-i dau tu doi ani, câți să nu îi dau? Să-i plătesc cu a lui dobândă acolo? Nu. Și după am visai că părazii tăi din gepi sunt un ai mai scunchi părazii. Deci prează atunci n-ai mai scunchi. Lucrează a dat business cu banii a bancă. Banca, tora de ultimii 10 ani, duchi că ea este partener. Până tora știți, tu, lumea este și vezi că și politicienii zic că e, zice, păi băncile nevată, ca și cămătare. Nu. Trebuie să mutești banca ca un partener și să-i duci la ea. Măi, tine ești partener, dar du-mi cu mine. Eu, ca să vezi că alătusesc, eu trage-mi tine de mână. Că mai gine nică ună minte acolo care îți veadă, măi, ți zic eu, dar gine? Și cu toate ideile este și cu tot ajutorul este, poate să iasă un lucru mșat. Ești tora a hurhi permiflu cu berea, nu? Cu ienul. Tora a hurhi cu berea, dar mai avem până la zarea. Bun, zână. Păi tu dau unii ună a hurhi să adrăm șampanie, vin spuman, fabăr. Fabăr acolo, vizum care este totul, prota până să ne iasă fabrica acolo, adrăm viva la Craiova, la o fabrică de crat, nu adrar acră, oarcăm, iară, de se lasă ca o drăm noi, aia îngătam cum să încupărăm ghinul, nu știam ceva de ghin, când luăm prota cisternă de ghin, 30 ghinghi din ei de litri, ghinul este ca un organism viu, ca un ficiuric, vasa aia îngătam de el. Vine noaptea la dau când ajunge cisterna, ne iasem acolo, măi, e bun, îl gustăm, să nu se spargă, că e multul ușor să spargă. Și ne era frică, nu știam. Luăm noi un om acolo, ne-am și dus aflăm oameni acolo, singura fabrică de băuturi care era Zarea. Și pândim acolo, când îi înșeau lucrătorii, zice, mă, caftu și un inginer o asta în viață. Și nu prea avea fugă, păi cât o năpăltiți acolo, când îi înșeau de la lucru și deam la poartă acolo. Care... lucrează, când să dai pe best job și... Yeah. Nu aveai, îți la poartă, care este? Care e inginer? Care lucrează cu ghin? Și acolo și zoom, ne luăm un om, acât să ne zic că ții cu ghin, cât știa și el, cât știam și noi. Ne petrecură ței din Germania un om, acela era mai mult cu mașinile, cu utilajele. Și acum chin să adrăm șampanii prota, nu a spart să-l Craiova, de apoi o adrăm noi oa, și acât să înșinșim noi. Atunci a zis, să curchim, să adrăm, lăcăftăm, hai, dă-nă părat, să adrăm reclamă la televizor, că mă-ți vinde, așa era chirolul. Tu ții la televizorul, îți vinde. Și ne zâsere ei acolo, iar adrăm alatuse noi, ne zise, e bună să adare reclamă la televizor, mă prota, ca să adare reclamă, și tu au zis, știi tinerii care vor să adare, când cârjuiești mult agonia la marketing, chiar părazi unul și unul. Zice, nimeni să adare reclamă, minduiate, că marfa ta s-află. S-a dat reclamă la televizor și nu o să aibă oameni de suia. Zina în caftă, și eram noi invitați. Ei, atunci adrăm reclamă, că nu a scăpară nemții de gura noastră, ne zis era și, nu ne-a lăsat, nu ne dare mult supăra asta să hârjuim, am achirum. Chirum, zice, ce adrăm? Păi, a vrut de ei. Lumea căftama nu era, a răspândit marfa. Care vă zic că lumea știa de ți-a drat voi, de șampania Faber, ama nu putea să o încupără lișor de tutti duchenli. Că nu afla. Nu afla. Nu aveai distribuții. Yeah.
pe tot cratluia și cum se dară, dar reclamul la televizie cu distribuție națională, știi, ai marfa, tu doi că se bați, București și dăm vârliga, doi, trei că se bat. Nu s-a dat. E, și alam să părați îi cheri. Îi cheri, mulți, și tora și tu ziua de azi, dar de este, alatul și de este, care și eu le drai, tu dau în ei. Vede pe ei, nița, îmi zic, mă, nu-ți deșteptă lumea, nica. Care vă zic alte lecții când vrei să crești marketing și reclama, să crești și producția și distribuția. Sigur, vrum, dar vrum o honia, ca tineri, te-ți zic, mă, nu te gândisea. Azină amintaticlu. Mă, ravdă, lucrează, minduia, zu cu zu, zu și noapte. Te minduiește la lucrurile care vrei și la dare. E. Yeah. Cum să faci că îți privatiză Zara, care era una companie de stat, și cum să faci că futi voi tu lucrurile astea, tu acțiunea asta, și am cumpărat o parte de Zara. Tu dau mie una că ți-am adrăm șampania, vindum 2-3, până tu dau mie 3, BTC Manu dau mie 3, cu buni, buni rezultate. Că la noi, la șampanie, tu Românie, șampania îți bea maș de atunci, de Crăciun, yeah, de anul nou. Nu are tora curchizină un destă obicei. Să aibă, să acasă să bea obicei de consum, rămânește. Înziți, nu poți să dar ca tu Germanie când ei la să scoală tahina și a curchească cu un chelchi de secte, zic ei. Mm-hmm. Atunci, la ei, consumul n-ai mai mare. Deci, mm-hmm, noi nu beam maș de Crăciun, de anul nou, atunci, tot decembrie. Ația e naiva bună lună. Adică atunci vinză mai multă de jumătate cât vinză într-o lanță unul spre meș. Dau unii trei, avem rezultate bune și tot așa nu mi-am zis să adrăm, cum să adrăm, cum să creștem, strițem, să adrăm vermuturi. Și va pe tu, 2-3 meși tot adram noi isec, minduiam cu soslu, și vedem, eu va pe tu marțu, tu ziarul financiar, că divăseam și ziarul financiar, de preună, un articol că dățea un om privat acolo, va să încupere firma, compania de stat, întreprinderea vie și vin Zara București. Zisem, băi, este bună, dar noi nu o să avem părat să o luăm. Dar zisem, ți s-a drept, noi nu vrem să, pentru Sony, să luăm compania, că nu o să avem părat, dar acum putem să luăm numai Zara. Ne minduim, vizum care sunt scrisi, vizum acolo, ție rana stânga, ție rana în dreapta. Deci nu, nu avem cum să ajungem la oamenii ăței, îți vedem ce avem de adrare. Zara Esa era, tu chirolul acel, una firmă de tu care cratlu, mai avea 40% de procente, că ție 40% că ninti văcăroiul a drept cu privatizarea prin masă. Uh-huh. De-aia de cupoane. Și ajunseră inisnie de oameni, băgară cuponul acel de la privatizare, îl băgară la Zara. Uh-huh. Era e societate pe acțiuni cu inisnie de acționar persoană fizică și cratlu cu 40% care avea. Și tora era pe bursă. Deci în țea să adrăm noi tora cum să lucrăm, cum să ia de pe bursă. Nu știam ceva de pe bursă. Aflai un ver de-a meu, de-a Linicuchirii, de fapt, fost printre prosii broker din România, tauaș cu... Și el îmi zise cum își joacă la bursă. Zic, măi, eu ca-și voi să-mi cumpăr acțiuni, cum asta dar? Păi va să iei un firmă specializat. Deci, da, ți-o dau la București. La București era frică să negri. După, cu un altul soț, aflăm un armân care avea un firmă de brokeraj cu Stanța. Aoloar, să ai pe sosul să adară cu zmeșile este, eu adram altă, ne împărțam lucrurile. Și aței știa că eu lucrez cu ei și nu vrea să lucrezi și cu sosul. Deci nu zburăm cu tine, eu-i tachi, eu-i tachi. Deci, mă, nu vor să adară cu mine ceva că te caftă pe tine. Care sunt? Eu zic de ei, dar nu-i că nu știam. Deci, nu era frică București, deci anăvată mai este cu care n-a luat tamaua. Deci, ne-am iubat cu Stanța, eu controlăm, mai este că erau niște secrete acolo și putea da una informație de ția să adream noi, că era licitație cu plic închis, uvați și uvidea ațel. Și că un zbor zățea ațel, băga un leu pe supra și... Yeah.
Și ne fu frică ta să adrăm București, firma este care se intermedieze, ta să cumpărăm acțiunile de pe bursă și adrăm cu stanța. Cu stanța aflăm. Era de adrare, de-apă. Pe bursă îți dădea niște informații acolo. Ți are firma, ți datorii are, ți venituri are, ți active are, ți locuri are. Am acolo, la firma este de stat mult sânii informații avea și nu aveam de ce să-i luăm. Și zice, mai să adrăm noi ofertă. Deci ațel vrea să o cumpere și nu statul vrea să o vindă. Asta era. Deci ațel zice, asta adrară ofertă publică, așa pe românește, ofertă publică de cumpărare. Deci, nu statul vinde și noi n-am, zice, mai să scăftăm noi. Și zburăm cu ăsta, hai să adară. Și toată să ne-mi dăm ții preț, băgăm noi te una acțiune. Că luam 40% din compania este. Ții preț, băgăm noi te una acțiune, ta să băgăm un plic și îți vedem de-apoi cratlu. Că ați v-ați vinde, eu nu v-ați vinde. Și tot ora văd că atunci și ne mai învițară nemții ceva, ninti de a este de să scriați tu ziar, aflați un ziaristul să scrie și zică să nu a lasă cratlu, să adară privatizări cum le-a dară ei pe ascunta, să le-a dară cum este cu cărțile de sfapte și n-ai macurată formă de privatizare, este pe bursă. Nu, s-a dat pe ascunta, ea în China este, cum s-a drară multitul vâtălia este. Și atunci noi adrăm, luăm un ziaristul, scris acolo, uite că var să-mi cupără persoană fizică, lăsăm, îl cărțim statul, zic îți da cale și la investitorii strategici. Noi him de domeniu și putem să participăm și noi la licitații, să nu o dai ei. Zic că nu o vindu la licitații, o dau eu la omul acel. Și cu articole de presă obligăm niciam, zic eu tora, eu știu, obligăm niciam cratul să aibă îngătan și să adară privatizarea pe bursă. Și după ce adrăm privatizarea, tora numeam, ții preț, îți dăm noi pe acțiuni. Ne adrăm niște isecle după situațiile financiare care erau pe bursă, zice, măi, noi ați dăm, tora, țin ținie de lei, gros cu lei vechi, pe una acțiune, și cât ați dat lanță, ați vedem. Era plic în clis. Dea din noi păraze ăștia, zburici cu nemții, zici, măi, vezi că noi nu avem părați. Nu-i ceva, ca să luați, vă dăm noi păraze. Tora iară, zic, atunci în deaderă milioane de mărți în deaderă, dau milioane de mărți fără să încaftă niciună garanție. Și tora, cred că nici dați evraz nu-i da. În deaderă, zic, ca să amintați acolo la citația, vă dăm noi păraze, ta să am cumpărați, zarea și ați vedem de apă. De-aia drăm noi plicul ținținiei de lei, alanță contra ofertanții care fură acea persoană fizică și acel mai vine cu nica unul. Tasibă că el se îndrăzea de-a licitații, tasibă doi, nu știa de mine, că eu nu mi furniseam nici, nu adară privatizările, nu ți-am care, să nu adară privatizările pe ascunta, să nu adară disclis. Atunci adrăm plicurile, vizum statul li loli disfeații, să le da publici și zice, noi, țara dea din ținținiei de lei, noi, caroni eram, ținținiei de lei pe acțiuni, alanță, unul dea de dau în ei 500 de lei și alantul dau în ei 501. Aceia erau ligați. Și avea zburâtă. Da. Și statul atunci zice, putea să vindă, putea să nu vindă. Și acum era cu campanie. Deci mutra, ți preții astea, zvindeți, atunci așteam. Noi, him investitor strategic, mutra, him asociați cu naima mare firmă din Germanie care adară șampanie. Numărul unu, câte cuneți a dat. Nu puteți să dați la oricare. Cât nu dați. Și după cratul de da, vă dăm și pe bursă, voi lipsea ce vă dăm, ama noi, cratul, nu vrem să plătim niciună taxă, că nu poți să vinzi direct. Trebuia și ei una firmă care să-i reprezintă, ca și era nomul pe bursă. Dar nu vrem să plătim. Și atunci angajăm una firmă, știi, stat, o plătim noi, ca să adară cărțile. Că ei zice, noi nu dăm, noi vrem prazești. Și așa intrăm noi tu zarea. Adrăm oferta și mâine să adară 18, 29 de aprilie, să adară 18 ani de Andăiescu tu zarea. Oh, mulți înainte! Da. Deci este că avui azi o ședință cu nemții și ne-a dus aminte. Oh, mulți înainte! 18 ani.
18 ani cu aceste istorie care a hurhit acel chiro, când dumea voi știați, deja atunci știați că lipsați niciam presiune publică, zbăgați. Sigur, nu se poate. Atunci era, cum se duce, o junglă. Nica junglă era. Nica junglă, dar omurile. Tora, să zburăm de zarea de hin. Cum este să lucrezi tu domeniul ăsta? Ți învițași trăin, ți nu știai minte. Dar cum se duce, mi sculam noaptea, te zvedă acolo, dacă s-a spars hin lui Picali, până ajunsi, tora îi stau doar mărăhate, că nu are să spune cu ea. Că bani ne-adrai pareia cu care lucrezi, oamenii cu care s-ai piste, poți să-i stau mărăhate. Hinul este, protestul, este organism viu, de ce primul cânește, și este, e bun, știi, sănătate, e bun că se disfați și limba. Știi, hârsește, doar a văzut chiar ca un pirimid. Tu domeniul ăsta nostru, multe controle avum și avem. Și nu are tot atunci. Atunci e ghin ei. Tu decembrie, tu ghin. Atunci erau câte 7-8 poliție, gardă, sanepid, sănătate publică. Nici nu știai. Unul ghinea, altul vzea. Știu, și mai avem nărâită. Deci, mă lăsați-mi, mă, ghinistul ianuarie, pe când am chirotora, când vin dușmine, tora, tu ca să alătusi, asta este, spultescu. Și unul mi trage de mânică acolo și zice, ție ești așa cârtit. Deci, păi, cum să nu ies cu când mi ținez dit lucru, nu poți lucrează, nu poți vindu și chiar. Tipul cârsesc eu și nu ești înrâit. Cât se? Și nu ies cu înrâit. Deci, tine nici nu știi pe cât oameni a dar hârsită cu ți-a dar tina cu bea este. Și atunci am vizat, zici, mă, să nu mai ies cu înrâitul lucrurile este, că ți-a dar eu hârsește. Cum lipsești de sibă hinlu, ta să ne hârsească, n-ai mai multul. Hinlu lipsește să ne hârsească, mai ca să ne hârsească, lipsească sibă bun. Când îți zic bun, prota sibă sănătos. Când zici că este ca un lucru iu. Sibă sănătos. Că el îl îndrăzaște multul ișor. Multul ișor și să ai îngătan de el de andaluadari și până ți-l bastu cu netă, lipsește să ai îngătan de el ta să se vă bun. Și prota lucru, doar ca să vă zic de hin, protul lucru când disfuțeți cuneta de hin, disfați cuneta de hin, îți bagă tu chelchii, îi mutrește opsa, buiaua, culoarea. Și ca să vezi ghinii, doar vă zic așa, bazi din poia chelchiei, chelchia se bucurată, sigura, îți bazi un carte alb. Hinul aroșu, sibă aroșu, rubiniu, ația e culoarea, îl și mutrește ca sibă albu, sibă albu, niheam gălbui, spre verde, deci nu hibă galben. Niheam, da, galben, ti verde. Este, sunt, zburăscu că ghinul este albu și aroș. Toara rozei este un mod și zbea rozeul, dar ghinul este alb și aroș și după toara la mod este roze. Yeah. Este protul lucru. Și ghine când o disfați, să iei doplu de la cunetă și l-ar miuzești. Să nu aibă miurismă xeană. Este propriul lucru. Îi vezi doplu. Și dacă ați vrei să mai avansezi, să-l dai niciam, să-l amestezi niciam, nu zbastiva tu el. Să-l mintește niciam și îți vezi și să-l aproape din are să-i vezi miurisma. Și ești și mult atentul și la temperaturile când o iei. Ghin la roșu, sibă, cam a caldu, câte 16-18 grade. Ghin la verde, albul, de la 12 la 14 grade. Cam arații. Cam arații. Și șampania, vin la spumant, acel trebuie sibă până tu 7-8, n-au acele arații, că acel nu l-or mizești. Acel l-or mizești. Vă zic de-a face de spumant. Și ghinlu, bun, vedem buiaua, opsea, vedem niurisma. Și când și de-apoi aia ți mai drăm. Ca să vrei să guci, dar să lipsească niciam școală, dai ghinii sau ghinii așa, să nu-l iei și să-l bei din ușună, îl bei, te bazi în gură și acasă să-l mintești în gură. Să-l mintești, îți duc la toate papilele gustative care le avem, îți duc acolo și să acasă de apoi, mă, a ție asta, ții gustul îmi da. Și să-ți bază tu în minte, a, când aia, când aia, când aia, și să acasă să dară de apoi
cum îți ducem în bibliotecă de ghinuri și ai tu mă duc, dar poate să știi să dar de afară. Dar este ghinuri, dar poate să dar o inițiere. Tu ai multul la mod care zburăsc cu toți, duc să dar degustători, să dar cursuri, duc plătesc cu sute de evrazi, italie, așa, diplomele, că duci neam după lucru, ți-a drăm. Dar socializăm, neam să bem un chelchi de ghin și la mare mod tot lumea este civilizată, zicem. Da, nu civilizație, Europa și America, că și tații de Asia sunt civilizația, mă nou șteara tazbea, din Asia, nou șteara tazbea ghin. Nu este tu cultură. Nu e tu cultură. Ama nintis disfați chelchea, disfați cuneta, și vrei să alegi un ghin, ești tu duchiani, după ți smutreștă, poți să știi care ghin e mai bun de altul? Mulți zic că cel care iaște preslu mai mare nu a greșeaște. Iaște, au, dichea, ma nu 100%. 70-80% a și posibil. Ama, de multe ori poți să ieși un ghin cu un mapsân la părat și sibă multul, multul bun. Aua, lipsește, să ai oameni de acolo și să zic, eu la toți recomandai, toată nouă, dacă nu voi la dar campanie, zici, mă, tu ultimii ani am cumpăr ghin la estu, nu este nici scumpul, nici ieftin, ama nu o să greșești. Nu o să greșești că, cum îți zici, pe mâncăneaște, raport preț-calitate mult bun. Așa este. Deci acolo mutrește, dau așa ca și minte, să-mi cumpăr ghinurile seci. Sec. Aha, câte? Fugă de ghinurile demisec, tu României și tu, toată lumea de obicei îți bea mai mult demisec. Și dulții. Și dulții. Zic sec, eu adar dulții. Dar sânge de taur, mi-a dat post că e brandul la meu și îți vin milioane de cuneți vin dulții. Că este place la dânia, dar eu zic sosii care ne mutresc cu tora, că pițipesc că sosii sunt tu. Yeah. Ghinul sec, că atunci ca să aibă ghinul sib în cheam lânzit, când îi bați dulțeamea nu de zahăr, de mustul, acoperi, să ia, duchești dulții și să risești. Și numai țâghinii tu la bibliotecă, cum te duci, nu-ți apare gustul acel xen. A, dulțea mea ascunde. Ascund. Nostimada xenă. Da. Și nu duchești că nu-i bun. Și nu duchești că nu-i bun și îl bei așa. Ama, ca să vrei să sești, și nu lipsește mult. Unu chelchi și recomand ghinul cu pregăderea roșu, sibă, mulți zic că de inimă nu-i bun. Ba, din potrivă, s-a dar toți aței substanțele care le antonian, aței care le are, nu zic că nu interesează lumea, chiar ajută la inimă și se recomandă. Deci un ghin roșu e bun. Când o curchește masa, ghinii noi au atât balcani, toți acurchim cu nutării, cu narechii, cu ceva, ca nu are nu s-a dar lucrurile astea. Ca nu are, le zic. Lumea aței mai de vest nu acurchesc cu asta. Acurchescu cu un spumant sau care nu va spumant, acurchește cu un ghin alb. Câte? Canuar. Acel ți-l dislați la hicat și ți-l dislați orixa. Spumantul este, cum zice, chihia, regina băuturilor. Ți-l dislați hicat, că ți-l acați smâc, dar smâți cu harau. Ca să iei una arechie, tuți a noștri din Balcani, zic, a, ți-a dat orixi de mâncare. Nu, hicatul se adună și nu mai poți smâți și mâți de poate să cade și greu. Subei când ubitisiști de mâncare, că ația te ajută la digestie, ația dizolvă tu ți mâncași și te stihârsește de beare și de mâncare, adică tine bei, să nu te stibea arechia, stihârsește de ția, dar că ația o bei, nu bei ta să de poți să te hiba rău ala într-o zi, îți bei să te duchești ghinis, poți să dari mai bete, că ți se dislați mai mult cu limba ca și de trac, de toate țele, vă mai zic un pirimit cu berea. Tora potă, îți vă zic? Eram, da. Eram tu gârție la Andama Sea Fuien. Și aflai un breton, trebuia un breton, că erau toți milesli și noi eram cu armâinii. Și bretonul îi lipsea ta să zburească. El bânea de tu Galie, tu Franța, bretonii. Toți care nu știu. Deci, băi, am unii emoții, toată să zburăsc, nu prea știu engleză, să râdă. Și eu zic, ia niciam ghin. Ia niciam. Bă, știa că să se zburască și de-apoi vine la mine. Uite, ți-a draștini. Să dislați limba, îți cer traclu și atunci ți-a dai cale.
Ai luptat și vă zbor, nu are ceva, zusești defte, nu și la gârșira lață, că nici alață nu sunt zburătorii de engleză de la dadă. Așa că te ai bun ghimbă. Ama cu? Cu limită, misurare. Să știi să te dânăsești, să ia. Să te dânăsești. Și de inuri, naima bună și naima bună, eu ți doi este vinul spumant. Câte? Câte, inul spumant, inul cum vă duci, e organism viu. Ca să-l ții sănătos, tot va să-i bascum, îl vaccinăm și noi. Și el va în vaccinare și îi băgăm nici sulf. Și ca să bagă, ca să aibă acel dit crama, acel care a dat inul și care de-apoi are angătan de el, ca să nu-l mutri unul zi, dau zile, și vizu că inul acela acasă să spargă, acasă și îi bagă mai mult sulful, ca să nu mai să-l dănăsească. Adică îi băgăm mai multe vaccinuri tu el acolo. Și atunci zice acel de la cramă, zice, decât mi doare pe mine capul, ca spar și inul și mi-a chichiaz, imagine-l pe acel care îl bea. De la sulful doare, că mulți întreb, cât se, nu biui un încherchi și mi doare capul. E? Depinde cât sulf are. Că vezi că pe cafe cu netă scrie că are sulfiți. Deci de-ația te doare capul. Și la vin spumant, nu-ți bagă. Prota când îl iei gin, că de gin să acață, are sulf. Ama sunt în niște condiții, sibă, cât mă sunt sulf, ta poți când du-s adar, deftera oară schiarbă. Că ția este șampanie. Hiergi gin, deftera oară. Hiergi prota de tău uu să adră gin, și deftera îi bați tine drojdii, ta să adară deftera oară se fermentează. Și acel bioxid de carbon care iasă de hiarbere, nu l-o ruți, l-o duni acolo și acel este conservantul. Acele bulele care sunt la ghinurile spumante. Și acea sulf și atunci ai șanse mult mai bune să nu te doară capul, chiar dacă bei în ocazie speciale și una cunetă de șampanie, ca să stai toată noaptea, nu-i mult. Și smooth, bineînțeles. Nu știam mici că ghinul spumantul mea că nu te are mai puțin riscul să te doare capul de apoi. Absent sulf. Yeah. Să ai mult sulf, nu crește de apoi, nu drojdele, nu se dezvoltă și nu hierbă. Cum o vezi tine păzarea de ghinu, să zicem, numai tu Europa, amatul lumii. Are creaturi care tora să hurhescu, să cață de-a drari ghin și fac lucru bun? E tot tradiția adetea, este tot europeană. S-a lăxit mult ghinul și spumantul. Că ți-a zis că s-a lăxit. Ninti îți bea ghinul ca atare și îți mai bea, să știa, de șampanii maștu Franța. Că ți-a zis șampanii tu Franța și alții că se bazi tot de Franța, nu poți să adară șampanii și adară vin spumant. Ori ați văzut cum de cuzmetea este. Ministerul de la Agricultură, dit cafe, dit tot adau dit Franța, și de-a poate zic cum s-a drar și alte văsălii, luară ună zonă, ună regiune, zisere, ai tu regiunea este să adrăm noi niște scântighinuri, alăzățăm șampanii, alăzățăm că domeniul este, regiunea este champagne, și este după o metodă adrată de călugă rețetă la unii 400 și ceva, domn Perignon și alții, au adrăm după metoda că îți băgăm ghinul tu cu netă, băgăm drojdile tu cu netă, fermentează și aia sibă șampanie. Și mai în Franța, ca sibă 100 de metri înșiși din zona este, idia uu, idlu procedeu tehnologic, tehnic, nu poți să-i zâți șampanie, îi zâți vin spumant. Este în Franța, care toată lumea o știe că de acolo e nici numai. Șampanie, zâți șampanie, similar Franța. Am noștri germanie, ei, cum vă zici, ninte, sunt un mari a noștri de firmă, care zic, dar ca nații germanie, sunt un mari consumator de sec. Ei adrau un fel de, îi ziceau șpriț. Ama nu l-o adrau cu apă, cum s-a adrat la noi, ghinul și cu apă minerală, cu sifon, pe chirolul comunismului. Ei îl impregnau ghinul, luau ghinul și băgau cu bioxid de carbon. Și adra un fel de sifon, că luai sifon, luai apă și bioxid de carbon, nu apă minerală naturală, adică s-a dat fermentarea naturală. Cam mai este bea ei.
Irmai, dapoa a curhire s-a dar tot în franceză, adred la acolo în Alsacia. Alsacia este la frontieră în Franța cu Germania. Și acolo are multă aghini și acolo pe lângă 1700 un francez șarmat pe numă să s-a dar schiarbă ghinul deftera oară, amas nu-l schiarbă tucunetă, cum s-a dra șampenioaz, metoda, să-l schiarbă un vas mamare. Șarmat, este metoda șarmat. Și el a drăt protocol în Alsacia. Și a curhirea nemților să-l arițească mai mult o drată și ghinul. Nu mai bați cu bioxid de carbon. Când îi bați bioxid de carbon, când mutrește la bulile ți ale tuchelchi, sunt mamări. Și mutrește sifon, doar nu știu ca să mai află, își bagă și apă minerală, care este natural carbogazat, să-ți vezi bulele mamări și magniți. Este diaforaua și este văzutura diaforaua, ca să știți și voi când beți un șampanie sau un vin spumant, smutrește prota bastu chelchi, sibă prota, deci ținți 6 grade uscozit frigider, să băgași tu chelchi, nu țin canoare de chelchi, chelchi de șampanie are cicior, că mulți îi înveți, stâni de cicior, că ți nu stâni de chelchi, 80% țin de chelchi. De ciciorul țin că tine ai temperatura 36, 37, 38 și nu îngălzește și nu te hârsește de tu țipați de el. Și țin de cicior, te ai ciciorul. Iată, asta avem chelchi mari cu cicior, dar să ținem de cicior. Știți, e elegant, am psânii știu, este de conduita de lume bună. Și țin de cicior și mutrește. Cum adar bulii? Sunt mări, iniți. Și apoi zice, de care șampanie este? Este iadrată tu cu netă? Este iadrată tu vas? Ia stii de-ația cu sifon, când nu știi. Mm-hmm. Deci, este adrar metoda șarmat, și după ei s-a drăit în Franța. Și nu știu cum duce Germania, dacă ei vindeau pe piața din Germania, ei nu au mult au, dar cumpărau ghinul din Italia, n-ai mai mult, că era mai ieftin, și a căța s-a dat șampanie, după metoda franceză, nu știu, de la Alsacia, metoda șarmat. Și s-o vind ca și vin spumant, așa era și fabărul care îl aduceam noi. Și tu, unchi ropi, dau unii trei, a cățat să aghin din Italia, se azi în zona este Veneto Treviso, ea este un ghin, un ghin adradit un au glera, e numai glere auei, care creștea o hoară, se numea Prosecco, hoara, deci de acolo ghin și numai, zice, asta drăm ghin lui Aiestu, că este un ghin lișor, care când au bitișteau de arare tractoriștii până tot fel chiro și deau ta să zdiscurmă, beau și ei câte un chelchi de sub de ghin. Era un ghin lișor, fără niciun veleitate. Tora era văzut când a drag eu cursului de degustători, și zice, asta nu învițăm și de ghin lui Aiestu? Zice, nu e bun Aiestu, marele profesor Stoian, care a zis că era de arânz armână și el, zicea, nu ai vezi că nu are ceva bun din lui ăsta. Prosecco, da. Și după asta a drept Prosecco și tora este la mare vervă, mare modă și îi bătu de largul cu șampania. Vin zeci de milioane de cuneți. Și tora ca paradigmă, ca exemplu, zic, un hectar de au glera, tu zona ți-a, deci cum a drept francezii zona Champagne, adrare și italienii, zona Veneto Treviso, o delimitare e acolo cu Ministerul Agriculturii, zice, ma așa va s-a dat Prosecco. Ii de-au creasti și ma largă, dar nu după să-i dă-ți Prosecco. După să-i dă-ți Prosecco, îi dă-ți vin spumant. Și atunci o adrare își vindu-ți, vedești, milioane. Și acolo, în zona ta Veneto Treviso, ajunsi un hectar de-au Prosecco, sau glera, ca și numai științific, zvindă cu 1 milion de euro. Oh. Dai seama, că au adaos mari, sunt mai ieftini decât o șampanie. Un șampanie, când zic șampanie, îmi îndesc cu mași franțuzească, n-ai mai ieftin, ia-ți zații evrați. Nu poate să un șampanie mai ieftină de zații evrați, ca și ei țin la număr. Și aici vineri cu Prosecco, au adaos să-l vindă la 3 evrați, la 4 evrați, la 5 evrați. E vâtă mare. Și tu acasă, încet, încet, salină și ei la preț. Tu pe zare ajungi 6-7 evrați.
Deci că găsești cum e lumea, să luxește lumea. Asta dar italienii și aceia dar și spaniolii, dar și vin spumant și ei zic cum ți-l-a pus împăra. Îmi aduc aminte. Nu știu cum le zic spaniolii. Da, am tot un lapsus. Da, a văzut că adară și ei, dar metoda tradițională, cum ziceam noi, vin spumant, metoda tradițională, adară și ei spumantul lor, metoda tradițională. Freșenetul este în România, uh-huh. Cânăscut și care eu, noi îl vindum, dau unii, până tu dau unii patru, până luăm zarea, noi îl vindum, și de-apoi îl dânăsim cava, îi zic francezii. Cava, în spaniolii. Cava. Uh-huh. Cava. Cava. Și după aceea dănăsim noi că ne concură cu zarea. Deci ți-ți vindu că adărăm și noi spuman bun și ți-ți vindu al lor și ne-a dat piața mea. Și cum văzuși, Franța încet cade, crește, îți dezvoltă mult Italia, după aceea dezvoltă Spania, tora este numărul protul care a dat vinuri, și a curhier s-a dat Australia, Africa de Sud, Noua Zeelandă, Chile, California, și vin cu ghinuri un raport preț calitate mult, mult bun și ghinul, că Franța, după mine, cade. Ei rămași cu numai că n-ai mascunchii. Personal, nu pot zic că merisesc. Multe din ele nu merisesc, că iau o metodă și mindim că ți-e Prosecco zdusă și în inti față de șampanie. Că ei zduc pe un gustul destul maușescu, cam aveclu, cam, nu știu, ți se află, și italienii vin cu gustul proaspit, duchește fructele, miurismă de chitchi, și te-a n-amite bere, și lișor de bere. Ați lui mă greu al lor. Și Cescu Cavour au succesul ăsta. Fascinantă istoria la tis fații. Tu ai tu chirotul lumii, tu lumea hinlui, și cum... vai, ca fi, zicem, ietă are și moda ei tihinuri, ca fi sigură. Un ietă caftă, un aniurism, un anostimadă, ceva. Sigură. Ți sunt tihin, vin spumant, vin spumos, diaforaua interesează? Sigură, care-i asti? Da, vinul spumant s-a dat repet trei metode. Și eu la zare le-a dat tutti trei. Prota, zicem, când iei adunașa ua, ai mustul și îl hierghi, mustul, și nu îl lași să adară ghin, îl dânăsești la 7 la 8 grade. Ghinii, să știm, 1 gram de zahăr, 17 grame de zahăr față 1% de alcool. Și atunci când zicem că a ua are 170 de grame de zahăr, asta înseamnă că scoate un ghin de 10 grade. Da. Ghinul cu cât doar că țară le ducă până tu paspră. Dar se ghin nu păstrezi mai mult de cispră. Tu sută. Și doar să zic, ația metoda când o adragi de mustul și îl dânăsiști de tierbeare și îl ținuști tu cu neta ația și are și zahării care ar masi zahării de mustul, că nu lăsa și chiar bătut, se numește asti metod. Adică care scrie asti, eu vedeți, vin spumant asti, să știți că este dulci, mai este dulci când o lăsăm mustul să ajungă ghin. Ghin spumant. Deftera este ghin spumant, metoda șarmat, în sensul că e ghin, e bază drojdii, chiar bitu rezervoarele este măr de sute de mii de litri, chiarbi, și de apoi ca să scoți drojdiile, îl trezi pe tot felul de siti, de stricori. Mm-hmm. Oxidul de carbon e armânii. Iar mânii tu el, când îi hiarbi, îl lași hiarbi tu rezervorul acel. Hiarbi tu niște rezervoare, că ajunge presiunea până la 8 bari, 8 atmosfere. Mm-hmm. Și rezervoarele sunt groase. Asta este vin spumant, metoda șarmat, care vă zice așa. Și tritul este vin spumant sau șampanie, metoda șampenioasă sau metoda tradițională. Mm-hmm. Restul este, zicem, n-ai mai bună calitate, că iei ghinul toamna, primvara, când, toamna spre iarnă, când îți BTC, dar drare, îl iei, bați tu cu netă, tu cafi cu netă, amestici cu drojdii și cu zahării de la mustu, bați drojdiile acolo tu cu netă, și bați cu neta
zdănăsească tu un rezervor, noi avem tu rezervor, tu pivniță, cum zice, tu beciuri, avem beciurile adrate de Carol la Lazara. Ești călisit, Alexandru. Mult obșat. Vezi cum s-a dară? Acolo e iarnă-veară, ești sub loc, noi chem tu fortul, tu unde forturile, avem două forturi adrate de protul Carol, chihăielul a României, tu li băgăm acolo, că este iarnă-veară, temperatura n-ai mai psânul, 12 grade, n-ai mai mult, 16 grade. Ai temperatură cu și-o lași acolo, am vârliga de 8-ul Naumeș. Suntem Naumeș, lucrurile bune astea la Naumeș. La dar cea din Naumeș, acolo, după care îl iei bitisia de hierbeare și el șade, are cuneta care zice, este cu îi bază dop ca de berii și șade cu buricul în pade, șade, dar plata, nu în cicioare, dar plata și cuneta și țâi, Naumeș acolo. După Naumeș, uiai și ahurhește ta să o aduți cât tot în ghios, iată drojdii de moarte și vrei să le scoți. Și acasă s-o înduță și când, până o ajunge la 45 de grade, am atu un mes și o învârtește ca fizu cu 1 pe 8 și așa gudește cu neta dinapoi, astfel încât toți drojdiile astea se ducă pe stizma cu netă ei de tu interior, se ducă elicoidal să ajungă tu dop. Când tu soni, o ajunge sub as cu dop lunghios. O bază în ghios, după o duți, după un mes, dar un, doi mesi, dar cu mete este, după o bază un aparat de țangleață doplu, maș doplu, și după o muți ghini, disfați doplu acel ca diberii, are presiune, că acolo s-a dat 8 atmosferii, aruncă tot rezidurile țele de la drojdii și îl completez cu ghin de tidia de care a avut și atunci a luat dar atunci el iasă brut natur, de acolo dar brut, în sensul că poți să-i mai bat niscântă zahări, extra sec, sec, demisec, dulci și așa mai departe, după cât mă ustui bat. Am avut recomandul, eu beau mașii brut natur sau brut, aici să puteți să curhiți extra sec, tot așa bun. Să vziți de demisecuri, de alante. Variseaște-mă câte o oară ca să biut la temperatura care lipsește și ținut cum lipsește, nu are cum să nu valisească. Cum aș pe sora mea, de exemplu, tu zici, beau și o casă șampanie și care oră? Ea bânează Bruxelles. Deci am cupuri, că acolo se află cu francezi. Am cupuri șampanie, dar atât tot n-ai mai bun. Păi zici, sigur e mai bună, că nu știi să bei. Îi duci chelchi, înveți și toată acasă să duchesc cu șoc. Ghine, nu avea temperatura cât lipsește, o bea mai caldă. Nu te lipsește. Adică e și de multul bun, adică se hârsește că bei. Nu cum a dat rămâța, ați bem multul. Nu. Psân și se duchește, se hârsește. Să se ducă la geam. Așa este, așa lipsește. Este o lecție mult îmșată, că pentru sănii nu bei, ca să bă multul bei, ta să iei hari. Ta să bă îmșată. Sigur. Dar oamenii voi, Max, să te întreb și de partea armânească. Tața că tine adrași multul lucru, nu mă știu în burlă, chiar adrași lucru și tu lumea armânească. Și vreau să te întreb cum te apruchiași de lucrurile activ tu lumea armânească, că să știi că duchești așa ca o nătorie de borgi. Și care fără n-ai mamșat proiecte? Deci am un borgi te armâni, așa cum vând, zici, când îi fuma greu, când nu știam cât îi să iau, vine tot na. Un armân care mi-l lua de mână, e îndea de minte, du-te și. Eu puteam să o ascult, puteam și nu-l ascult. Tora când mă trezesc, dau tu înapoi bana, zic, multul ghinea dracu îi ascultai. Cană nu-i vrea răul și toți îi vrea ghinele și le Hristusescu. Deci de armâni eram apruchiați, mai eu și deam larg. Nu mi-a risea sesul protlu, sesul cumva. Mai risea și sesul din apoi, zic, cismi neg, eu să zic, adar și fac. Lucrurile zved și armân. Zboarele trec. Și de apoi mi luar sosii, deci cum intra eu, sos bun, eu cu Costa Adamov, ca l-o duc aminte, ne cunoscum după n-auzi doi, când a curhit business-ul de Embora, Drașel, Țivaș, și atunci n-a curhim. Și chiar tora era ca și caia, zic,
să nu se cărtească cană pe mine, zic că ies cu niciam naționalistul cu... Știi cum era cu armâni? De care ești? Că Livianu, a, nu luăm vârgărea, nu luăm sârbean. Așa era. El îmi zice, cum de eu cântam la toate nunțele tău de Sănau? Cum de nu ți cântai la nuntă? Și eu ți-am un moment așa în chiro și zici, cum mă tini la nuntă de om de la Livăț? Ai încântă un vârgărean? Ca nu ar. Eu îi luai vârgărea încântători. Și așa era. Eu îl știam de atunci din business și eu mai niziam, zice, mai mă ghina la armâni, nu ghinea el locul. Eu niziam și la spectacole adrate de Tacu Piceava, niziam, am și deam în ană parte. În ană parte, nu mi-am misticam. Și când de unul are el, la un moment dat fu prezidentul Steric, fratele lui Costa Damov, și eu îi ziceam, cu Steric eram absent. Și mă, ții nu inștine pe la armâni acolo, nu am chiron, nu mersi așa. Și de unul are, îl ved, hopa, stai că ajungi, mi-a dat prezidentul, zice, nu te las. Știi, ne zic cu mine, zice, tine nizai ninta mea, tine mi-i învițași de armâni, știi, nitoara nu ghi. Deci după când fui el, zice, când ies cu fui el prezidentul la București, zice, nu, la zi, știi, zice, tu Consiliul de Comandă Seară. Și așa intra eu, zic, activ la Suțată, el și zic, un an, și după lua prezidentul pe la afară, pe toată zălia, pe România, și după eu la București. Și ajuns să dară 7-8 ani de Andăiescu. Acolo vrui să adrem alizeri, vine pandemia, adrei dau mandate, dar lipsește doar scaftul în care zină să-mi ia locul, că zină oameni, mai tineri, mai cușteari. Zisești de tineri, avem una întrebare de la Flori Costa, care zice cum imnă lucrurilor colaborarea cu tinerii armâni. Cum putem să-i ținem tinerii aproape de afară, de voluntariat? E, mea oa, tora, când zisești și de proiecte, care susesc cu a fetii, al Flori Prota, că ea a curchit cu proiectele, ea e ația trotlu, eu acolo dinăpoi, ajut mine cât pot, cum pot, și tora, dar dacă urchim proiectele este Erasmus Plus, pitrițem armâni, îți duc să zveadă și ei cum se lucrează și cu alte suțate de toate văsălii și așiți, uite, noare le trițem, nu hârjuiesc cu țiva, tu spărează ești, i-am văleaște fălcara și după zicem așa să-i mai trițem. Sunt tu tineri care au miracii și vor, mama, tu să nu știm cu chirolul că sunt tineri și vor și ei, cum zici, să agunsească, să ajungă și ei pe picioarele lor, am zic acolo, aveți echilibru. Și tora cu așia cu iacați, neșon dau ori cu ei și v-ați mai neg, tu parei, să mai dau ei praxii, mai fui și tora, tu are doi meși. Fui tu Italie cu pareia, tora să nu zic că ți-ai de pareie, că la risi, eu nu la risi, înveți și lucruri bune, zic mine, tora ei ca să-mi ascultă gine, ca să nu, am avea de-apă că au borgi, au nici amarșine când îmi vezi pe mine, când zic, măi, gine și ajutați-mă. Pițipțescu că o ascultă mult și pe Flora, am eu m-a trecut acolo, Pițipțescu că a simplit și vrem și noi să-i apruchem, că tu ei ești genitorul, noi adrăm, ți putum, cum putum. Și tora și ținem tinerea noi cu proiectele astea care le avem pe Erasmus, își văd că ne ghine. Tora avem la Fulcara București, avem două proiecte ce-ți dezvârtesc cu tora. Și, tora, că mi-a întrebat că ți-a și zuia cât de mult prezidentul, am șat proiectul care mi-a risi și fă mare simasi și zic că asta armână tu istoria armânilor și a Fulcarei București, proiectul acela în viața armânești, care la drăm cu fonduri norvegiene și din Islanda. Mare, mare, mare lucru, ți-amintăm atunci. Timini fu mari harau, cât proiectul acel, putum armânii care lucrară, sau mare parte de ei, nu toți, să putem să-i și plătim. Și mare parte lor, nu că l-a răpărat, ama toți lucrăm, te armânami, geaba. Și atunci am hârsit când putur să ia și ei acolo un părăză, că mă, nu lucrai mai degeaba. Că lucrul fu de trei ori mai mult decât părați luară, e deftera. Am luat ceva. Zic, să armână știe acolo, luat miscând supărat. Și ați zic, acel fu, n-ai m-am șat proiectul care l-a drăm, zic, multul greu fu, plângeau fetele, prota, n-ai mai mult Elena, Saricu, că nu mai pot. După îi duseam, încurajeam, las că știu, uite cum s-a dar. Mai eu nu aveam chiar să-mi amintesc și nici poți zic că știam așa de ghine. Eu mai drai proiecte, am tot așa de la, mai ești la comandă seară, eu le zic că cântări.
Păi, tine știi. Păi eu nu știu, mă, eu știu să comandusesc, știu să dar pareia, știu să vă bag să lucrez, mai, voi știți mai bine de mine. Și să dar mutresc, cum? Și eu le zic, nu știu, voi știți mai bine. De le dau niciam și spii, adică încredere, măi, aveți piste pe voi, că voi puteți. Eu nu pot, eu nu știu. Și dusesc cam așa, îi țin știnerii când le zic de multe ori. Și voi, pe voi mi-i bazez. Toată când eram ultimul proiect, le zic, ai voi adrața țelea, țelea. Păi cum, mă, nu știu. Atras-le voi, că știți. Și după că ați băgat mie un virgulă sau ceva fine-tuning, cum îți zice. Așa este, și bachia asta este și o tehnică de comandăsare să le dai curai a oamenilor. Sigur. Nu ne-a zis. Și ava, nu poți să dar tine zis că noi avem avatar mâini în băgat acolo, că narisești, sunt și proștri. Eu le dar, eu fac. Aia este, eu zic că nu e una, nu vă snămărim cu aia. Zicem, pareia, eu știu, să dar pareia dră, noi adră, nu mina drai. Și aia este, tot dau iar aminte, că mulți avem armâni care ies în față, care ies cu eu, ți-a dat, ți-a fac, nu a dat tine, pareia. Atunci nu merisește oamenii ăștia care tot vor să iasă în față. Așa este. În față. Ama nu tu-ți mindești ca mine, eu zic care vor și duchesc cu ca mine, să adară că nu ați chiar. Așa este, și sunt multe urnimii bune, ți le dedești și mindescu că avem multă tanvițare de tu testi. Tora, noi ne apropiem și de bitisita Moabetiei și ca fioară noi tu bitisita avem trei întrebări scurte, și va le bag șațăia, m-a zbresna pândăsești, prota întrebării ca fioară iasti, desi ai vără zbora rămânescu, ținai mai mult țarii hari. Multe zbora rămânești, îmi iau hari, limba de dadă. Când tu ești la grădiniță, mai avem chiron, mai pot? Mai avem, sigura. Da, când ești la grădiniță, nu știam să zburăsc cu mucăneaște. Dă în cană, nu, dit cu vă, zi, căldare, ca și la, era un cu vă acolo și cu în cană te-ați bea apă. Zis căldare, nu, cu vă, zi-ți mama, cum îmi zis tine. Deci greu, multe zboară merisesc cu armânește și sunt ahânda, ama nu am cum să nu... Am un la care nu am cum să greșesc, că Dumnezeu să iartă mama că mestru Alanda s-a dat un an de andau chirui. Îngrițea omul când s-a ajuns, se umplură dinții de pâine și a este timinii este mult greu și mult când proate că ghinești de la mama și de-apoi zice, nu a greșea ca sânez mai mult și dezvolt, să nu a greșește de uziși. Adică iar o arfă și tu rămâi să umplură dinții de pâine. Adică te ajunsești, agârșiși, ai cât să umplură dinții de pâine, timina în greacă multul zborului ăsta, vahi că ieniși de la mamă, pe nu dea de... Și că este mult ahândos. Da, eu și mindeiesc. Dar adesea ai vără mâcare, ținai mai multă țarihare. Păi care armănul nu are mâcare și care nu poate zică că clarisești pitele armânești? Avem noi mâcare mai bună. Și de piti, păi a văzut pita care mi-a dat mama. N-am ce zic, tot cu mama, care mi-a dat pită de viarză. Deci viarză alantă nu înseamnă tora, nu, nici spanac nu aveam. O a dat de ștehi, lobodă. Lobodă părmâneaște, deci de apoi era un știr, dar era un știr care era la porță și un știr care îl băga acolo. Știa după buiau mama. Și a dragă acolo combinația ți-a, să mâncai și de-aia. Asta e mâncarea mea, dar drada și tora ne-a dat nicuchira, și ai mari piteroani, eu am nicuchira, am mai ani o dară de spanac acelui mălișor și l-o încupăr gata lat și îl bagă tupită. Așa este. Tora să doară mama și... Își va hitația, mai risea, vedeam cât lucrează, cum și dea, după ploaie, să adună ștegri, că tora crescu, de acolo, stai ca oam și lobă, dar tu nica grădină care o aveam voluntari. Și ați adiți una întrebare, este desi ai vreo cântic armânescu, țineai mai multe țări, Harry? Multe cântici armânești sunt umșate. Amatora iară mitornul la, de unde era minic, când dada mea, deci mama, tati, cu care bănai și care mi-a crescut, când îmi perimitusea de polim lui Iuzusi Paplu, și de țipă țărâi ei acolo tu protlu polim mare, când și avură ceva chirușii fciori, atunci tu la livăți, și înțeleg, după cânticul ațelul avea, nu știu, ca să avea
vără legătură, nu țin minte, ți-a, trei la frastră ne eram și trei caliundari. Și unul dintre noi izvătămătru munță la livăț. Noi avem cântiți de este multe dijale, care ne zic cu istoria noastră, am avem și cântiți de vreare. Eu, este un armasit tu minte de la, de la Maia, nu prea scântătora, am când a avut o emisie la, la televiziune cu Maria Cica, pe anci Dani, zici, Gina Dani, tine încânt, de Starighiol și tine, să încânță, este trei la frate, trei eram. Și mi-a hârsit multă, până era Dani și Nicu Peanci. Așa este. Să hristosescu, ti oarați nu dădeșa nao și ti multili urnimi și ti multili permifi dit cum era tu la odăț, cum era tu în burlă chiar atunci, acum e asti tora și m-a spus ti permifile dit lumea hinlui, de care nu știam ahât multi, vini și mindescu că-și mutritori. Așa este. Tora, ați mai zis cu un zbor, nu vă zice și acolo nici tu să vii, eu de-adun cu tora că e la mod Green Deal-ul, sustenabilitatea și așa mai departe. Tu dau unii patru, adrai una firmă de adun cu Costa Adamov, și tora o avem multul mare, pe care nu scriși nici tu CV, nici nu mi întrebași, dar poate tehnic, care adunăm cu Nestlé și avem o fabrică de reciclat cu net. Singura din România. Oho. Cu fond de investiții, cu noi tora nici, că adusem oameni cu părați mai mulți și care se ocupă. Adunăm toti cu Nestlé este, le tuchim și le pitățăm iară la, la fabrica de cu Nestlé, să dară cu net. Și așa tora toti este cu energia, vă zic că este gine, te șteare, tas. Să dar unul cu netă, câteva va să dăm economie și să ne mintim tu cum putem. Unii ținsute de grade lipsește nisiplu, arena, îngălzește și cu soda și ca zbați cu neți, așa, îngălzește la 900 de grade. Deci nici nu mai poluiezi, nici nu consumi acântua gaz, câteva tu va să ne mintim cum să dăm cu chirolul care îl bunăm cu polim. Și asta vă zic că este iară una companie cu care mi-i hârsesc și oam de-adun cu sos la meu bun cu asta. Și mi-i hârțescu că o zisești că asta este, cum zic, naua etapă, naua etă. Tu, tută cariera ta din burlechi, care este ahât modernă, tora, s-a dar și reciclare, zicem, alexare de cum îi zicem noi, cuprii, ama nu sunt tu cuprii. Reciclarea de materiale. Părazii, țineți minte, sunt tu cuprii. Părazii sunt tu cuprii, nu trițezi pe lângă el, mutriți tu cuprii. Adică nu aruncă tot mutrea, că multi fac părat. Așa este, asta este neamă bună urnimiș cu aia voi să armânem tuți azi, Haristonica Noară, Haristoșa Mutritorilor și să avem toți tihi bună și idei multi ca tine. Mi-hârsescu că mi-i călisit și mi-hârsescu că Florentina cu ăsta îmi pitricu azi, eu nu am Facebook, deci nu știu, nu mi-i văd, îmi pitricu cât oameni mișteau și doar amutream la numă, ți-am mulță de Sarighiol, mișteau de școală. Și zic, mă, dacă ți-ai zis, să-mi dau mintea ta, nu pui cât sunt. Eu aveam clasa patra când o zic, dar mie nu mi-a greșit mulță de acolo. Și doar neg, trei ori sau patru ori, i-am cumpărat locul de casă, vis-a-vis de mine este Samara, Sergiu Samara și-a dră casa, eu nu mi-a dar, nu mi-a dră nica, nu știu ca să o dar, îmi luai locul și neg acolo trei, patru ori tantă. Ținut nești ani de zile, doar de 5-6 ani, 3-4 ori, din nec din iau măcar. Cașlu nu are mai bun ca acolo și așa și altă. Și asta tățea că lipsește să știm de fuzim, nu? Sigur, ca nu arzi, nu la greșim și cum zicea mama, nu sunt plurii dinții de pâine. Dar mașa hântă, să ne băgăm scopitoarea, nu him cu capul în zeană, că nu zicea. Așa este. Așa este și să armânem toți cu urnimiile este bune și așa să adrăm și așa zbunăm că sunt o minder mult ahândoasii. Haristonica Noară și Haristoșa Mutritorilor că și țuru cu noi nica une joi și va ne vedem joia ținii cu alt oaspii. Seară-mșată! Seară-mșată, Hristosescu și o oaspii, slua și ația Alexandra. Seară-mșată!